Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou tutorial pe canalul meu de YouTube, Carmen Niț. Astăzi am pregătit un tutorial puțin mai altfel și anume un tutorial despre această platformă Ravelry. Este o sursă extraordinară de inspirație pentru cei care tricotează și croșetează, dar nu numai. Găsim aici o grămadă de modele, unele gratuite, unele contra cost, pot fi și doar un start către un proiect sau putem lua proiectele, modelele respective și le lucrăm ca acolo. Vă spun din start că nu prea sunt modele sau nici nu știu dacă am văzut de fapt modele în limba română, deci este nevoie să cunoașteți limba engleză, dar sunt și modele în franceză, în germană și așa mai departe, însă eu am să vă arăt și cum să vă descurcați cât de cât atunci când vreți să folosiți un pattern în limba engleză și nu cunoașteți această limbă. Haideți să începem. Mai întâi, pentru a intra pe platformă, este nevoie să ne facem un cont pe această platformă. Ca să ne facem cont pe această platformă, dăm click aici pe butonul Join Now. Deci după ce ne-am conectat, adresa este ravelry.com și dăm click pe Join Now. Aici introducem adresa de e-mail. Eu am să pun o adresă, Ok, adresa de e-mail nu este cea principală pentru că eu deja am un cont pe această platformă, apoi bifăm această căsuță prin care confirmăm că nu suntem un robot care încearcă să spargă acest site. Dau click pe email me aici, deci cu acest, în acest moment ne-a fost trimis pe email un link de activare a contului. Eu am să intru pe email. Eu folosesc, pentru că am foarte multe căsuțe de email, la unele nu intru decât extrem de rar și atunci, deci unele sunt profesionale, unele sunt pentru lucru de mână și așa mai departe și mi-ar fi foarte greu să verific, uitați, am una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte căsuțe de e-mail, vreo două sunt pentru ceva proiecte și pe care teoretic aș putea să le și șterg, dar mai aștept niște confirmări de niște diplome și atunci le las că poate voi fi anunțată ceva. Și mi-ar fi foarte greu să intru pe toate cele șapte căsuțe de e-mail să le verific din timp în timp. Și atunci folosesc Mozilla Thunderbird, care este un client de e-mail în care mi-am setat toate căsuțele de e-mail și pot să verific toate aceste căsuțe deodată. Deja văd că pe contul principal am deja vreo 5 mail-uri, da? Aici dacă dau, văd ce am în inbox. Dar pe noi acum ne interesează ce am primit pe adresa aceasta. Este o adresă, vedeți, scrie yourravelry.com sign up link și dacă citim aici, în fine, trebuie să dăm click pe acest link pe care ni l a furnizat. Dau click, îmi spune că contul a fost creat, acum trebuie să dau un username, am să dau Carmen Niț, există Carmen Niț 2, de exemplu. Scuze pentru aceste sunete, sunt notificări de la căsuța de e-mail. Am să și închid mail-ul, da? Trebuie să aleg o parolă. Atenție să fie o parolă suficient de mare, pentru că altfel ne spune că nu este suficient de tare parola și dau Create My Account. Eu am să și salvez acum contul. Ok. Și am intrat pe platformă. Pe prima pagină este ca un fel de blog, ne aduce diverse noutăți din această platformă. În fine, eu de obicei nu prea citesc ce apare pe această pagină. Ce ne interesează și ce vreau să vă arăt, am să vă arăt pe rând aceste meniuri de aici din partea stângă și vreo două de aici. Da? Cea mai interesantă opțiune este aceasta, prima, Patterns, adică modele, da?
Și aici am practic posibilitatea să găsesc toate modelele de pe această platformă. Această pagină are mai multe secțiuni. Această secțiune de Featured Advertisers este o secțiune de reclame, de fapt. Designerii care au modele publicate pe această platformă pot să plătească pentru a le apărea modelele în această secțiune și a le promova. Debut patterns sunt modelele cu care anumiți designeri acum au debutat, adică este primul pattern al publicat pe platformă al unui anumit designer. Da, deci poate vreți să încurajați noi creatori de modele și le alegeți, da? Apoi, tot așa, modele ale debutanților, modele adăugate recent. Aici, în secțiunea Your Pattern Highlights, după o vreme încep să apară modele care s-ar putea să vă intereseze. Adică, de exemplu, poate caut foarte des sau mă interesează foarte mult modele de șaluri. Și o să apară din modelele recent postate pe platformă, o să-mi apară șaluri în general. Da, depinde. Deci de asta va ține cont cumva de activitatea mea pe această platformă și o să-mi sugereze anumite modele. Browse all categories. Aici sunt diverse cuvinte cheie după care am putea să vedem pe modelele de pe această platformă. De exemplu, să zicem că vreau să caut, nu știu, să zicem, uite, genți, bag. Da? Dau click pe bag și îmi apar toate modelele de genți de pe această platformă. Dacă vreau să văd puțin mai mare, pot să dau advanced search și atunci mi le arată puțin mai mare. Da? Și mi apar toate modelele postate în această categorie. Bun, o să revenim asupra modelelor. Eu mă întorc înapoi pentru că vreau să vă mai arăt încă două secțiuni aici. Este secțiunea aceasta Hot Right Now. Ce înseamnă? Sunt modele care au cele mai multe vizitări în ultimele 24 de ore. Deci, practic, sunt modelele mai căutate, ca să zic așa. Și uitam să deschid, nu știu, chiar prima, că nu știu exact ce e acolo. Este, uite, o jachetă mai ciudățică, să zic așa. Arată interesant și da, într-adevăr, ar putea să fie interesant. Uite, are 4591 de vizitări numai în ultimele 24 de ore. Deci este într-adevăr un model foarte căutat și pe deasupra mai este și gratuit. Dacă scrie aici Free Ravelry Download, înseamnă că pot să descarc gratuit acest model. Închid acest tab, da? Încă o chestie. Ați văzut dacă vreau să deschid acest pattern fără a ieși de pe această pagină, ce fac? Dau click pe rotița de scroll de la mouse și atunci mi-o deschide într-un alt tab. Vedeți? Deci asta e pagina curentă și pagina acestui model mi-a deschis-o într-un alt tab, da? Deci click pe rotița de scroll de la mouse. Deci aici sunt modelele mai vizitate, mai căutate. Mai jos sunt modelele adăugate recent, deci modelele mai noi de pe platformă. Și aici este un browse patterns in disorder, deci pot să văd o listă folosind această ordine, deci a celor mai căutate modele. Și aici jos la modele recent adăugate, pot să dau click și să văd modelele în ordinea publicărilor de la cele mai recente la cele mai vechi modele. Cam asta e aici partea de pagina aceasta, da? Acum, dacă vreau să caut ceva anume,
Pot să dau aici sus de tot pe căutare, de exemplu, vreau short rows. Rânduri scurte. Nu știu, vreau modele cu rânduri scurte. Este una dintre tehnicile mele preferate. Poți face lucruri extraordinare, da? Și mi-apar toate modelele care folosește această tehnică a rândurilor scurte. Probabil la plovere este pentru a face acel raglan anatomic, la șaluri rânduri scurte, etc. Da? Sau, tot de aici, pot să dau advanced search și ajung tot la această pagină, dar nu dintr-o anumită categorie, ci toate modelele. Da? Acum, în partea stângă, deci după ce am dat aici pe Advanced Search, îmi cer scuze dacă nu pronunț foarte bine în limba engleză, mă descurc mult mai bine în scris decât în vorbit citit, da? Aici mi-apare o serie de opțiuni de filtrare a acestor modele. De exemplu, să zicem că vreau să caut mănuși din acelea fără degete. În zona aceasta de categorii, mă duc la Accessorize, cred. Și aici vedeți mai multe categorii, genți, curele, mă rog, picioare, deci tot ce ține de picioare, adică șosete, papucei, etc., hands, mâini. Asta este zona care ne interesează, care să zicem că ne interesează. Și aici sunt o felul de opțiuni, unele nici nu știu măcar care e diferența între ele, că la noi, la toate le cam zicem mănuși și atunci nu știu exact. Și eu am să aleg această secțiune a treia, fingerless gloves and mittens, cred că scrie acolo, adică mănuși fără degete. Și deja în partea dreaptă mi-au fost selectate doar mănușile fără degete. Dacă mă duc mai jos, deci eu aici am selectat ce anume, ce tip de proiecte vreau, dar pot să aleg altceva. Deci pot, de exemplu, să selectez doar modelele gratuite. Acum, normal că prima dată e preferabil să găsesc un model gratuit. Dacă nu găsesc ce-mi place sau ceva care să fie pe placul meu, atunci, da, iau în calcul și ideea de a cumpăra un model, dar acum chiar la mănuși găsim suficiente modele gratuite, chiar foarte frumoase. Uite, haideți să încercăm să găsim unul care este mai, care să zicem că m-ar putea interesa, nu știu. Să zicem, uitați acesta. Ca să deschid, la fel, putem da click simplu, da? Deci click stânga, sau eu dau click pe butonul de scroll ca să-mi deschid în altă pagină și mă duc acolo ca să nu-mi pierd această pagină și să tot revin. Da? Acum, pe pagina unui anumit model, ce pot citi, ce pot găsi aici? Deci, odată, găsesc poze cu proiectul respectiv, da? Diverse poze, în diverse poziții și așa mai departe. E chiar frumos modelul. Poate chiar ar trebui să-l salvez, că mi-ar place să fac așa ceva. De fapt, am în plan să fac și eu un tutorial de astfel de mănuși, pentru că îmi plac foarte mult și sunt foarte utile, ușor de realizat și așa mai departe. Da? Deci văd poze. Apoi, văd o scurtă descriere și ce m-ar putea interesa aici. Aici m-ar putea interesa, de exemplu, tipul de fir folosit. Acesta este un fir mediu de capa, da? Un fir, de exemplu, așa și îmi spune și cât fir a folosit, undeva între 100 și 119 metri. Ne sugerează chiar un anumit fir. Nu știu dacă această secțiune este foarte utilă pentru noi, pentru că majoritatea firelor de pe acest site nu le găsim la noi și atunci noi trebuie să adaptăm. Da?
În partea dreaptă, iarăși câte proiecte, în fine, sunt mai multe descrieri. Firul aici ne dă posibilitatea de a vedea și alte modele ale aceluiași designer, data când a fost publicat și ultima dată când a fost modificat și așa mai departe. Și spuneam că acest model este gratuit, chiar mă bucur că am nimerit așa un model gratuit. De fapt, da, pentru că eu am ales gratuit aici, da? Și cum procedez? Dau click pe acest link unde scrie Free Ravelry Download și downloadez PDF-ul. În principiu, îl salvez mai întâi pe desktop, să zicem că mi-e mai ușor să-l accesez. Desktop-ul meu, să știți că este foarte plin și mai greu de găsit. Uitați-l aici, trebuie să-mi fac curat pe desktop. Da, și găsesc descrierea detaliată a modului de lucru acestor mănuși. Îmi spune și iar din nou ce fir a folosit. A folosit un fir, ia uitați că aici ne și spune că are 154 de metri pe 50 de grame. Deci ar veni 300 și vreo, da, 316 metri la 100 de grame. Deci este un fir mediu, nu foarte gros, nici foarte subțire. Aici ne explică modelul folosit, da? Ar trebui să fie și ceva prescurtări, pentru că această notație, de exemplu, N2, mie nu mi este cunoscută. Și aici începe să ne spună cum se lucrează. Da? Se montează 40 de ochiuri, 20 de ochiuri pe fiecare ac. Probabil se lucrează cu. Da, se lucrează cu ace circulare folosind Magic Loop. În fine, și începe să ne explice. Într-adevăr, eu nu văd prescurtările, deci nu știu ce înseamnă acel N1. Deci n-am nimerit cel mai bun pattern, pentru că, în mod normal, trebuie să explice toate. Ah, ba da, uitați aici, needle 1 înseamnă N1, needle 2 N2. Celelalte prescurtări sunt prescurtări clasice din limba engleză. Kappa înseamnă, deci această prescurtare, K2 sau K sau K urmat de un anumit număr, înseamnă că se lucrează pe față două ochiuri, da? Deci knit, to, aia înseamnă. Lucrează pe față două ochiuri. P-ul înseamnă ochiuri pe dos. K2 tog înseamnă scădere spre dreapta, adică două ochiuri tricotate împreună pe față. Yo înseamnă jeteu. SSK este scădere spre stânga, adică slip, slip, knit. Da? Deci se trece nelucrat pe andreaua dreaptă un ochi, apoi al doilea ochi și se lucrează împreună, deci îi dă înclinația spre stânga. Și așa mai departe. Da? Bun, acum eu ies din acest pattern, deci se poate lucra exact cum descrie aici. Și mă întorc pe site, pentru că scopul meu nu era acum să vă explic ce înseamnă prescurtările din limba engleză, da? Ce mai pot vedea la pattern? Deci, pe lângă patternul propriu-zis, poze, descriere, așa, pot să văd și proiectele care au fost realizate cu acest model. De ce m-ar interesa? Nu știu, poate vreau să văd acum, chiar la mănuși nu prea am chestii deosebite, dar, de exemplu, la un plover, dacă aici, de exemplu, la detaliile proiectului arată poze tot pe doamne foarte slăbuțe, poate aș vrea să văd, de exemplu, eu fiind mai plinuță, să văd cum arată pe o doamnă mai plinuță. Și atunci mă uit pe proiecte să văd la doamne cam cum arată pe fiecare doamnă. Din păcate, nu toată lumea publică poze cu ele îmbrăcate și atunci e mai greu, dar sunt persoane care chiar își publică cu poza, cu ele pe îmbrăcate, cu produsele realizate îmbrăcate. Și atunci eu pot să mă orientez, da, uite, modelul ăsta arată bine și pe o doamnă plinuță sau nu știu ce aș putea să urmăresc, să văd cum
sau mai sunt variante, adică nu știu, unii au făcut-o mai lungă, unii mai largă, poate pattern-ul inițial era cu mânecă lungă și vreau să văd cum ar arăta dacă cineva a lucrat cu mânecă scurtă și așa mai departe. Deci uneori mă pot orienta și pe ceea ce văd de la alte persoane. Uite, de exemplu, aici chiar dacă este văz niște mănuși, deci nimic special, uite, aici arată, mi se pare foarte interesant, iar își dau click pe butonul de scroll și mă duce la altă filă de aceasta. Mi se pare interesant pentru că le-a făcut mai lungi. Vedeți, sunt chiar lunguțe. Și arată chiar foarte bine, îmi plac foarte mult. Și îmi și explică doamna care a lucrat aceste mănuși că sunt 5 repetări de model înainte de a începe zona aceasta de la degete. Da, deci mă poate orienta. Dacă nu mă mai interesează această filă, o închid de aici de la X-ul din colț și revin aici și mă pot uita, mai citesc, mă mai uit unele doamne care au lucrat modelul mai pun diverse comentarii că poate au folosit alt fir și au făcut modificări la model și așa mai departe. Și poate vreau să fac și eu acea modificare pentru că poate îmi place modificarea respectivă. Da? Mă întorc la detaliile proiectului. Și dacă, nu știu, voi vrea cândva să fac aceste modele, am două variante. Fie îl salvez la favorite și atunci mi-e mai ușor să-l găsesc, fie chiar la bibliotecă, library, bibliotecă. Biblioteca mea de modele. Dar eu zic că la library de obicei eu salvez modelele pe care le cumpăr, celelalte le pun la favorite. O să vedem cum ajungem și la secțiunea de favorite. Mă întorc la pagina cu modele, aici la Patterns. Haideți să vedem un model, de exemplu, cumpărat. Deci, hai să zicem aici că dau click pe Ravelry Download. Deci, sunt modele care pot fi descărcate de pe acest site, gratuite sau nu. O să încerc cu acesta pentru că vreau să vă arăt cum se poate cumpăra un model. Eu doar am să simulez, nu chiar îl cumpăr. Dau click, iarăși pe rotița de scroll aici pe link. Mi s-a deschis un alt tab. Și acesta este gratuit, deci n-am nimerit. Vreau un model. Hai să o facem altfel. Aici. Care poate fi cumpărat online. De asta nu înseamnă neapărat cumpărat de pe acest site. De asta n-am vrut inițial. Da, să vedem. Uite, să zicem ăsta. Dau click pe rotița de scroll și mă duc în cealaltă pagină. Da, n-am nimerit-o. O să vă arăt imediat. Încerc mai multe și în momentul în care găsesc, vă arăt. Da, acesta este ok. Deci, în zona aceasta ne uităm, chiar după descrieri, ați văzut că la celălalt model scria Free Ravelry Download. Ei, aici ne spune prețul. Asta înseamnă că acest model trebuie cumpărat pentru a-l accesa. Cum fac acest lucru? Deci, fie de aici îi zic Buy it now și deja mi-a deschis pagina în care pot să folosesc un card de credit sau pot să plătesc cu PayPal. Eu folosesc de obicei PayPal pentru că am o oarecare protecție. Mi se deschide pagina de PayPal. O să zic login, deși în fine nu o să cumpăr, dar vă las să... Da? Și aici, pe această pagină, deja văd. Deci costul este 7,14 euro, dolari, scuze. Tradus în română, în lei, înseamnă 31 de lei. Acum, 7 euro este un preț normal, destul de normal pe acest site.
Și la un 20-30 de lei pentru un plover, de exemplu, mie mi se pare chiar rezonabil. În felul acesta încurajăm designerii să continue munca lor. Este foarte, foarte ușor să lucrezi după ce cineva ți-a făcut toate calculele și nu trebuie să-ți mai bați capul. Singura ta bătaie de cap este să găsești un fir care are cam aceeași grosime și în rest îți urmezi instrucțiunile de pe pattern. Da? Nu o să continui cu cumpărarea, deci ați văzut ce înseamnă și cum se procesează. Deci aici dau continuare, plătesc și așa mai departe. Bun, de asemenea, haideți să vedem acum, o să renunț la... Deci dacă nu mai vreau vreau să renunț la această căutare, dau aici sus, aici îmi spune că am dat căutare cei modelele disponibile online și că sunt mănuși fără degete. Dau clear search, adică renunță la toate filtrele și vreau acum, de exemplu, să caut un plover cu nasturi, un cardigan, cum spun în engleză, da? Deci mă duc la clothing, da? Deci haine și probabil aici la sweater, cred, da, am nimerit, cardigan. Selectez și este zona de cardigane. Deci am selectat aici pentru că de data asta vreau să vă mai arăt niște filtre. Deci aici am zis că pot să aleg categoria, modul de disponibilitate, adică dacă este gratuit, dacă este de cum poate fi cumpărat online și așa mai departe. Dar ce vreau, vreau să vă arăt această secțiune. Deci vreau, de exemplu, se poate face o filtrare pe age și size, adică vârstă și mărime. Poate vreau să fac un cardigan pentru bebeluși, nou-născuți și așa mai departe, copii foarte, foarte mici, da? Deci am ales baby, newborn și primii, cred că astea sunt la câteva luni, nu știu exact, și uite și toddler, deci eu nu prea știu exact diferențele acestea între bebeluși, da? Ok, și mi-a dat modele pentru, deja chete pentru bebeluși. Sunt diverse, mă rog, pot să aleg, iarăși pot să fac filtrare dacă vreau pe gratuite, dau free aici și pot să caut. Dacă, de exemplu, nu știu, uite, să zicem că ăsta îmi place, dau click pe butonul de scroll, mi-a deschis în altă pagină și aici pot să descarc pattern-ul. Da? Ok, sau aici, în loc de age și size, deci șterg acest filtru, poate vreau să caut un cardigan pentru bărbați, de exemplu. Și atunci selectez, mă duc la gender și selectez male, bărbați. Cum întâmplător mi-a dat-o cam pentru bebeluș, dar uite, totuși mi-am găsit un pattern pentru domni. Și cred că dacă mă duc mai în jos, o să mai găsesc astfel de modele. Uite, da. Sau sunt modele, de ce apar totuși doamne? Pentru că pot fi modele unisex, adică se potrivesc atât la femei cât și la bărbați. Da? Și așa mai departe. Am tot dat click pe scroll și le-am deschis în pagină separată. Uite, ăsta este, de exemplu, chiar un model drăguț cu fermoar pentru domni. Și care pe deasupra mai este și gratuit, dar atenție, dacă nu scrie free Ravelry download, înseamnă că de fapt este gratuit, dar e disponibil pe un alt site, deci îmi dă link pe alt site. A, nici măcar nu e gratuit, că e... Ba da. Deci este pe site-ul Lion Brand, este o firmă de fire, care fabrică fire de tricotat. Și de ce am văzut acest preț, dar de fapt ce este acel preț? Este prețul pentru kit. Deci dacă vreau să cumpăr firele pentru un astfel de cardigan,
Deja mi-a selectat 6 bobine, aia înseamnă că probabil au calculat ei că e nevoie de 6 bobine, dar eu pentru orice siguranță să zic că pun 7, pentru mărimea S, dar de exemplu poate eu vreau să fac un XL și atunci deja mi-a pus 8, iar eu pentru siguranță mai pun 1, de exemplu, și cumpăr, în fine, whatever. Deci este prețul pentru fire, de fapt. Dar aici, dacă ne uităm atenți, că de asta m-am întors repede, pentru că, de fapt, nu pattern-ul cumpăr, ci firele, dacă dau aici click, scrie Download Free Pattern. Deci, pattern-ul propriu-zis, modelul, este gratuit, da? Și mi l-a deschis într-un PDF. Am revenit la pagina aceasta. Aici este vorba despre un model gratuit sau un alt pattern cu torsade și așa mai departe, da? Deși acesta este drăguț tot cu fermoar. Deci mie îmi plac foarte mult jachetele acestea cu fermoar. Vreau să-mi fac și eu unul. Am unul, dar îmi doresc încă unul, da? Ok, mă întorc. Ce ar mai fi aici de ales? Oare? Deci aici acum șterg. Mai este și această secțiune unisex. Aia înseamnă că este potrivit, un model potrivit atât pentru fete cât și pentru băieți sau femei și bărbați. Și, de exemplu, la age, acum aș putea să aleg pentru adolescenți. Deci vreau un cardigan pentru adolescenți. Probabil că adolescenții preferă ploverele cu glugă, nu știu, cel puțin așa mi se pare mie. Uitați aici, da, dau click pe scroll și acesta cred că este drăguț și așa mai departe. Deci pe pagina aceasta cred că cam asta este ce putem face. Dar aici pot să dau clear și îmi șterge filtrele din această zonă. Aici pot să aleg grosimea firului. Nu știu, de exemplu, am un fir subțire, să zicem light fingering pe el și mi-arată proiectele care folosește acest gen de fire. Sau poate am un fir foarte gros, bulky sau chiar super bulky. Balchi, bulchi, nu știu cum se pronunță, scuze. Da? Și mi-arată modelele făcute cu acest gen de fire. Și așa mai departe. Deci aceasta este secțiunea aceasta de modele. Acum, și am cam epuizat, să zic, în mare această zonă de patterns de sus din meniu. Aici am uitat să vă spun, deci pot să selectez modelele croșetate, deci îmi arată doar cele care se fac cu croșeta, cele tricotate, da? Machine knitting, aia înseamnă tricotate cu mașina, iar ultima, loom knitting, sunt acele dispozitive, hai să încerc să vă arăt o poză, dacă reușesc. Images. Acestea sunt loom. Nu știu cum să le zic acum. Da? Deci dispozitivele acelea cu care să zicem că tricotăm. E mai mult un țel. Da, un tricotat. Ok. Sau chiar dispozitivele semi-automate cu care puteți tricota. Și sunt pattern-uri și pentru așa ceva. Mie personal nu-mi place. Ok. Și am zis să trecem la secțiunea următoare, cea yarns sau în română fire, fire de tricotat, croșetat și așa mai departe. La ce-o fi bună secțiunea asta? Păi, de exemplu, să zicem că am, am un pachet de fire cotton gold de la Alize. Și sunt lipsită de inspirație, nu știu ce să fac din el și vreau să văd ce a lucrat altă lume din alți utilizatori al platformei cu acest fir. Este un fir extrem de întâlnit și de folosit și vreau să mă inspir din proiectele altor doamne.
Aici sunt afișate mai multe variante care unde a găsit acest cuvânt Cut and Gold. Cut and Gold Plus este varianta cea mai puțin mai groasă. Astea ne interesează cele două. Cut and Gold Solid, adică culoare uni, sau Cut and Gold Batik Design, varianta degradé. Și dacă dau, deci pot da fie pe fir. Eu dau iarăși clic pe rotița de scroll și mi-o deschis în altă pagină, în alt tab aici. Da, deci am dat pe fir. Atunci văd o descriere a firului. Poate mă tentează, dar eu nu l-am și vreau doar să văd dacă ar fi potrivit pentru ceva proiect la care mă gândesc sau ce văd aici. Deci văd că este un fir de grosime sport, în fine, noi nu prea suntem familiarizați cu aceste notații, dar ce mă interesează și mă orientează cel mai bine este metrajul și văd aici că sunt 329 de metri în 100 de grame, deci este un fir mediu spre subțire, aș zice eu. Se lucrează, deci producătorul sugerează andrele între 2 și 4 mm. Nu, asta este hook size, adică croșetă. Andrelele aici între 3,5 și 5. Și compoziția 55% bumbac și 45% acril. Dacă se spală la mașină și spune că da, și într-adevăr eu am lucrat cu Cut and Gold și se spală liniștit la mașină la 30 de grade cu rotații cât mai puține și este ok, nu pățește nimic firul. Este un fir foarte, foarte bun, da? Deci, pe lângă această descriere, mai văd aici și codurile de culoare. Da, partea care mi se pare mult mai interesantă este această parte de proiecte. Partea aceasta de proiecte poate fi deschisă și direct, deci fie dau click aici și apoi aici pe proiecte, sau direct de la fir, aici în dreapta, dau click pe direct pe proiecte și eu dau click pe scroll ca să mi-l deschidă ca de obicei în alt tab. Și aici sunt toate proiectele de pe această platformă lucrate cu acest fir. Și văd, uite, și căciuliță, și o gentuță, și bluze, și nu știu, tot felul de proiecte realizate cu acest fir. E potrivit, uitați, și pentru jucării. Nu știu, hai să vedem acest cardigan, dacă mă ajută. Da, deci uitați-vă, văd cardiganul spune că a fost lucrat cu Cut and Gold Batik și cu Cut and Gold Uni. Deci vedeți că are gri și acest degrade. Și aici mă uit, doamna a lucrat croșetă, dar nu spune, ba da, o patru jumate. A folosit 987 de metri. 100 de grame din acesta degrade și 200 de grame în iunie. A lucrat mărimea M și așa mai departe. Și acum dacă dau click mă duc pe pattern, da? La pattern îmi spune ce mărimi sunt disponibile. Deci sunt de la foarte, foarte mici la foarte, foarte mari. Ok, închid și revin. Uite, văd că merge și pentru o geantă și așa mai departe. Deci, la zona asta de fire, pe mine mă ajută foarte mult să văd modelele lucrate cu acest fir. Mă inspiră, da? Cam asta este așa și pot să mă duc și la Cut and Gold Batik să văd ce a lucrat lumea cu Cut and Gold Batik. Așa aici, tot felul, bluzițe. Ok. Deci aceasta este zona aceasta de yarns. Community, la cei bună, deci aici am forumuri, mesaje, deci pot să fac, să corespondez cu anumite persoane, eventual designer de pe această platformă, people, tot așa, dacă vreau să caut anumite persoane de pe site. În fine, mai puțin
interesantă această zonă. Suport n-am folosit niciodată. Dacă vrei să iei legătura cu cei care au mențin această platformă, etc. Eu am să ies acum de aici, din acest cont, și o să mă loghez cu contul meu real pentru a vă putea arăta mai multe lucruri pe această zonă. Dacă bifesc acest Remember Me, data viitoare nu trebuie să mă mai loghez, da? Deci intru direct în această pagină. Așa și vă spuneam despre prima pagină că este un fel de blog, după o vreme apare altceva decât va apare la prima logare. Am să revin puțin la Patterns-uri, pentru că acum, fiind pe un cont real, vedeți aici la Your Pattern Highlights, vedeți că îmi sugerează modelele adăugate mai recent și care ar putea să mă intereseze. Deci, după istoricul căutărilor mele, își dă seama că, uite, îmi plac bluzele, îmi plac șalurile, șosetele și îmi sugerează modele care s-ar putea să mă intereseze. Uite, asta chiar, de exemplu, chiar mi se pare foarte drăguță. Da? Deci, aici, zona asta care dincolo nu mi-o arăta, Your Pattern Highlights. Deci această zonă apare după o vreme, după ce vede cam ce fel de modele îți plac și te interesează. Și revin acum la zona aceasta de notebook, la library. Am spus că sunt modelele pe care le-ați adăugat, fie că le-ați cumpărat, fie că sunt gratuite și le-ați selectat din zona de patterns-uri. Da? Deci de aici pot să-mi aleg. O altă secțiune, tot de aici din My Notebook, penultima, este modelele favorite. Deci pe care, revin aici, în momentul în care le-am văzut, de exemplu, nu știu, am văzut, uite, de exemplu, acesta care mine, îl salvez în favorite. Adică sunt dintre modelele care îmi plac, dar nu neapărat vreau să le cumpăr acum, ci poate la un moment dat am nevoie de un pattern și să-l am la îndemână. Și vedeți că l-a adăugat aici în My Notebook, în favorite. Da, și, mă rog, sunt tot felul de, le pot căuta modele din acestea pe care odată le-am marcat ca favorite. Celelalte de aici opțiuni eu nu le-am folosit. În altă secțiune este secțiunea de proiecte. Deci sunt proiectele pe care voi le-ați realizat. Vedeți aici, am destul de multe și în fine nu toate proiectele pe care le-am realizat le-am și pus pe Ravelry. Și depinde de proiect, uneori scriu mărimea pe care am lucrat-o, mai spun și în andrelele, asta în ideea că la un moment dat s-ar putea firul folosit, etc. Mai fac aceste, mai completez aceste detalii, pentru că mă gândesc că poate la un moment dat vreau să fac din nou acest plover, de exemplu. Chiar acest pattern mi s-a părut foarte frumos, e foarte ușor, foarte plăcut. Și atunci să știu ce mărimi am făcut și cu ce andrele am lucrat, ca să mă orientez. Tot felul de șosețele, Da, deci cam asta este în pagina de library. Acum, dacă vreți să vă postați și voi pe Ravelry proiecte, dați pe Add a Project și vă creați, urmați pas cu pas instrucțiunile, nu insist, pentru că eu vroiam de fapt să vă arăt mai mult partea de inspirație de pe acest site. Deci, poate nu neapărat doriți să vă publicați proiecte sau să folosiți ca să arătați altora ce lucrați, ci mai mult pentru a vă găsi modele de inspirație și pattern-uri după care să lucrați. Cam acestea sunt opțiunile pe care am vrut să vi le arăt astăzi. Sper din suflet că vi s-a părut util acest videoclip. Știu că sunt persoane care folosesc platforma, dar sunt de asemenea și persoane care nu știu să-l folosească, au auzit poate, dar nu știu să-l folosească. Și v-am mai spus că vă mai arăt ceva. Dacă nu știți limba engleză și aveți un pattern într-o limbă, în engleză, de exemplu, îl deschid acum
Și ce puteți face? Că totuși, dacă nu vă descurcați în engleză, ce puteți face? Cu mouse-ul selectați textul. Deci apăsați la începutul textului pe butonul stâng al mouse-ului și ținând apăsat, deplasați mouse-ul și selectați. Apoi cu Ctrl-C, combinație de stați de Ctrl-C, copiați textul în memorie. Și vă duceți pe internet, pe translate.google.com. Aici puneți Detect Language, iar aici selectați română, da? Și dați Ctrl V la text. Deci paste, copy și paste. Da? Deci am pus textul în limba engleză, iar aici îmi apare în limba română. Deci e o descriere. V-ați lămurit ce-i cu aia, să zicem că vreau să încerc să încep să citesc de aici, iarăși iau, selectez, Ctrl-C, Ctrl-V și iarăși citim și așa mai departe. Deci, da, într-adevăr, sunt niște traduceri destul de ciudate, să vedeți ce traducere găsiți din engleză, din rusă, numai persoane și minuni găsiți pe acolo, în loc de ochiuri pe dos se traduce persoane. În fine, dar după o vreme vă familiarizați cu denumirile acestea traduse de către Google Translate, scuze, și vă puteți folosi de aceste traduceri. Deci sper că v-a plăcut tutorialul, că este util pentru voi. Vă aștept și la alte tutoriale pe canalul meu. Nu uitați să vă abonați, să dați subscribe sau abonează-te și dacă doriți, clic și pe clopoțel pentru a fi notificat de fiecare dată când voi posta un nou videoclip. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!